stradoliu în sportul românesc, basketbalista Alessia Raiciu a murit chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. Anunțul a fost făcut de către federație, fără alte explicații. Era una dintre cele mai talentate sportive, inclusă în lotul național pentru campionatul european la categoria ei de vârstă. Și mergem acum, doamnelor și domnilor, la colega noastră, Cristina Ștefan, care are mai multe informații. Bună seara! Așa este, Ana, Alessia Raiciu lasă un gol în basketul românesc. Era una dintre cele mai talentate jucătoare din generația sa. Din păcate, medicii care au ajuns ieri în locuința tinerei nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Trupul neînsuflețit urmează să ajungă la INML pentru a se face necropsia. Cei de la Federația Română de Basket ne-au transmis că tânăra ar fi murit în somn și că ar fi avut anevrism. Era însă la curent cu vizitele medicale, însă într-adevăr în luna aprilie nu și-a putut desfășura activitatea sportivă, cel mai probabil din cauza unor probleme de sănătate. Se fac deja cercetări în acest caz, care a fost preluat de Tribunalul București, mai exact de Serviciul Omoruri, deși împlinise doar 18 ani, Alessia Raiciu obținuse numeroase premii și era înscrisă în mai multe competiții europene. Zborul ei a fost însă curmat mult prea devreme. Asta au transmis și cei de la Federația Română de Basket. Se pare că așa este, poate să fie în egală măsură și un anevrism. Se pot efectua investigații. Alex a jucat și în prima divizie și vizitele medicale erau toate la zi. Nu știți să fie avut probleme de sănătate? Nu știm, pe de altă parte, vă spuneam că în luna aprilie, la convocarea lotului, a avut o indisponibilitate de recuperare. Recuperare înseamnă că este suferit o accidentare. Cel mai frecvent în moartea subită poate să fie infarct miocardic sau o miocardopatie hipertrofică sau o coronaropatie sau o tulburare majoră de ritm. Nu toate aceste afecțiuni preexistente se pot observa la investigațiile de rutină care se fac pentru sportivi, ci ele pot fi latente sau oculte, motiv pentru care se ajunge la această nefericită situație de moarte subită.